stimați telespectatori, ne întâlnim, iată, la o nouă emisiune Ordinea de Zi. Am venit puțin mai devreme, așa că cei care nu sunteți în fața televizoarelor, puteți să ajungeți în următoarele secunde. Suntem la sfârșitul iar unei zile grele, plină de neprevăzut, foarte multe știri pe care le aflăm. Se cere convocarea Parlamentului, se cere convocări de ordecare, ordonanțe de urgență, ba să facem secții de votare, diverse alte lucruri, ba lovituri sub centură de ultimă oră, dar cea mai tare și mai tare chestie, nu pot să nu trec peste ea, suntem patria lui Caragiale. Și știți de ce? Dacă v-ați uitat astăzi pe reacțiile după a doua întâlnire, de fapt și după prima, dar după a doua întâlnire cel puțin, între cei doi candidați la prezidențiale, o să credeți că fiecare a văzut alt eveniment. De ce? Foarte simplu. O tabără spune, mamă ce bun a fost al nostru, l-a făcut nou ca un moment de cheie pe candidatul advers. Tabăra cealaltă zice la fel. Mamă ce le-a făcut, ce le-a zis, ce le-a nu știu ce. Cinstit vorbind, dezbaterea nici nu și-a atins scopurile până la urmă, nici prima, nici cea de-a doua. Și vă spun de ce. S-a discutat în van pe anumite chestii care țin mai mult de executiv. Adică noi ne batem, sau cel puțin așa am dorit, să nu mai avem un președinte jucător care să facă de toate, sau cum a dorit să facă actualul președinte. Ori în aceste condiții, la ce s-a discutat în aceste seri, vorbim tot de un președinte care ar trebui să fie și prim-ministru, și ministru de externe, și ministru de interne, și de toate. Nu cred că asta e ce trebuia să se discute. Dar, acestea fiind zise, vom vedea duminică la urne și fiind ultima emisiune a noastră înainte de turul 2, apelul nostru este foarte clar. Veniți la vot, indiferent cu cine votați, cum votați, veniți la vot, că asta e cel mai important, și cu cât vor fi mai mulți oameni la vot, asta va demonstra că vă pasă de ce se întâmplă cu dumneavoastră. Vă spuneam, nu contează, dar trebuie să votați. Pentru că altfel nu veți putea să spuneți decât că n-ați participat la evenimentul respectiv, alții au votat pentru dumneavoastră. Ca să nu mai spun un alt lucru, și anume, s-a întâmplat de foarte multe ori, și știți acuzațiile, să voteze alții pentru cei care nu s-au dus la vot. Începem cu subiectul care l-am abordat și aseară, pentru că între timp evoluțiile s-au succedat cu repeziciune. Spuneam că Curtea Constituțională a luat ieri o decizie, aceea o știți foarte bine, de a face cei care vor să urmeze cursul de orele de religie, trebuie să facă o cerere, ca la orice opțional. E, vreau să vă spun că decizia Curții Constituționale a inflamat, cum era și normal, autoputernica Biserică Ortodoxă din România și aceasta a venit astăzi cu reacții. Vă prezentăm o parte din ea și discutăm pe acest subiect, pentru că, să știți, acest subiect e doar la început. Și veți vedea cât de mare influență are biserica, pentru că în următoarele zile mă aștept la reacții dintre cele mai ciudate. Mai ales că cred, cel puțin așa se încearcă la acest moment să se acrediteze, că ar fi o lovitură electorală dintr-o anumită tabără. Nu se spune acest lucru în comunicatul Patriarhiei, dar parcă am putea să anticipăm un asemenea lucru. Patriarhia Română consideră decizia Curții Constituționale privind orele de religie drept discriminatorie și umilitoare. Reprezentanții bisericii sunt de părere că decizia Curții Constituționale din 12 noiembrie 2014 transferă toate responsabilitatea de decizie asupra părinților doar în cazul orei de religie, nu și altor discipline școlare, și că se încearcă descurajarea participării elevilor la acest tip de ore prin măsuri birocratice. Biserica Ortodoxă Română cheamă pe toți, atenție, cheamă pe toți credincioșii ei să apere și să promoveze valorile credinței creștine și ale spiritualității românești în relațiile cu instituțiile publice și cu societatea românească în general. Amintim că președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a declarat pentru presă în urmă cu
circa 2 ani, că înspierea din oficiu a elevilor la ora de religie încalcă dreptul la libertatea conștiinței. Atenție! Declarație care a fost preluată încă de acum 2 ani și de un raport al Ambasadei Statelor Unite la București. Dar pe mine mă îngrijorează altceva, și anume această chemare. Cum poate să facă biserica? Bun, îi cheamă la meeting, îi cheamă la altceva. Cea mai bună organizare, dacă biserica este tot atât de influentă, cum se spune, e foarte simplu. Să-și cheme enoriașii, enoriașii să facă cerere în fiecare an organizat de biserică, să se facă cursurile respective. Dacă îi cheamă în stradă ca strada să preseze asupra autorităților, avem o problemă, dar n-ar fi prima dată și nici ultima dată în România. Tocmai de aceea aș vrea să vă citesc o parte din comentariul BOR-ului, pentru că ei au trimis un comunicat presei, un comunicat în care se spun multe lucruri care ar trebui citite, părerea mea, printre rânduri. Unul dintre ele sună cam așa, cităm: referitor la atitudinea de conștiință, se deduce că decizia Curții Constituționale din 12 noiembrie 2014, deci am mai spus, asta transferă responsabilitatea deciziei asupra părinților. Într-o societate marcată de fenomenul secularizării și al indiferentismului religios, formarea și cultivarea unei conștiințe vii și mărturisitoare a valorilor credinței și ale familiei tradiționale devin realități tot mai incomode. Desigur, biserica nu poate contesta juridic în România această decizie, dar ea nu se lasă intimidată și descurajată, ci va intensifica atenția și acțiunea ei pe diferite planuri pentru apărarea și promovarea valorilor credinței creștine în societatea românească de azi, agresată sistematic de secularismul antireligios sub pretextul apărării libertății de conștiință. Spuneam că se mai arată în acest comunicat al Patriarhiei. Încă o dată spun ce spuneam și aseară și vreau să vă spun că am fost abordat astăzi de foarte mulți prieteni cunoscuți care, dovadă că ne-au văzut, și care îmi spuneau că unii erau de acord cu mine pe ideea că încă n-a venit timpul ca religia să dispară din școli, dar în același timp apreciau și decizia CCR-ului aceea de a scoate religia, dar nu mai face obligatorie. Deci nimeni, dacă părinții hotărăsc acest lucru, ca religia să rămână, nu e nicio problemă. Ce se întâmplă din punct de vedere social, cu cadre didactice titularizate, și să știți că au fost foarte multe în ultimii ani, este o cu totul altă discuție. Dar, apropo de acest lucru, nu știm o poziție, așteptam azi să văd o poziție oficială din partea Ministerului Educației sau altor oficialități. Până atunci încerc să avansez o idee, deci anul acesta școlar nu este afectat, mi s-a pus mie această întrebare astăzi, în sensul că s-a făcut o încadrare, avem o structură, nu se mai poate umbla, mai ales că era o altă legislație, practic era o altă interpretare, începând din vară probabil se va umbla la această situație ca să punem în concordanță decizia Curții Constituționale cu ce se întâmplă în realitate. De fapt, și încă o dată repet, din câte știu statutul Curții Constituționale, deciziile sunt pentru viitor, se aplică din momentul acela, deci nu sunt retroactive. De fapt, și dacă ar fi retroactive, ce s-ar întâmpla? Adică ce facem? Rămânem în mijlocul anului cu fără religie la clasă? Sau strângem acum rapid, facem semnăturile, strângem părinții ca să fie de acord? Deci anul acesta nu ne afectează, iar până la vara viitoare e cale lungă să ne ajungă. E posibil să vedem schimbări din acest punct de vedere. Poate că apare o nouă lege, poate că se mai schimbă și Curtea Constituțională, deși n-ar trebui să mai revină prin asemenea caz și să fie chestie de interpretare. Dar o nouă lege cu conținut, mai ales că se vorbește de schimbarea legii educației, ar putea să schimbe din temelie acest lucru. În privința tinerilor, cum privesc ei ora de religie, deja vreau să vă spun că există două asociații de elevi și tineri au transmis Parlamentului o propunere de punere în acord a legii educației și a deciziei CCR. Mircea Miclea, fostul ministru al educației, precizăm,
despre faptul că religia nu mai este obligatorie în școală, spune: articolul din legea educației care reglementa religia în școli a fost rezultatul presiunii politicienilor și a bisericii, nu are susținere pe dovezi științifice. Cum spuneam, e de discutat, e un subiect care cu siguranță va mai cuprinde, deci va dura foarte mult în următoarea perioadă. Din acest motiv, cred că va mai rămâne, deci e un subiect deschis, vă spuneam, o să mai discutăm despre el cu siguranță în perioada următoare. Mergem mai departe, apropo de știrile zilei, și ne vom referi la, să spunem așa, două subiecte mari. Unul dintre ele se referă la, în planul extern, important, aș spune eu, la acest moment, că noi am tot privit, cum spuneam, datorită campaniei electorale, datorită altor împrejurări, am vorbit mai puțin despre ce se întâmplă cu noi la nivel exterior, la nivel internațional. Și e foarte important. Chiar dacă cei doi candidați la prezidențiale au evitat, nu neapărat din vina lor, ci a moderatorilor, problema politicii externe, avem de discutat pe acest subiect. Poate toți am fi fost interesați să vedem cum vom evolua în perioada următoare. Și știți de ce? Suntem clar, suntem în UE, NATO, avem parteneriat special cu americanii. Nimeni nu contestă asta și nu se pune problema, indiferent de candidat. Aiurile de apar de la unul sau de la altul sunt chestii de campanie electorală sau, în unele cazuri, chiar de retard de altă natură, de natură medicală. Dar trebuie privită optica pe Republica Moldova. Aici cred că nu s-a lămurit situația foarte, foarte clar. Nici a celor doi candidați, dar nici a poziției statului român este neclară la acest moment. Am avut o poziție nuanțată a guvernului care merge pe ideea unei, deci după intrarea în Uniunea Europeană, cele două state românești să devină tot mai, deci practic o unire sub sigla UE, o unire de fapt cu celelalte state, cele 28 de state. Pe de altă parte, președintele aflat pe final de mandat și nimeni nu mai bagă în seamă ce scoate din gură și n-am fi sigur că le scoate chiar în regulă, mergând să facem acum unirea, deși vă dați seama că nu se poate pune problema așa, mai ales în Europa actuală. Deci, ar fi fost interesant să aflăm ce spun cei doi candidați, dar într-o dispută față în față, nu neapărat că vorbim de politică externă fiecare pe televiziunea lui, cum se întâmplă în această seară. Dar poate mai apare o surpriză. Poate mâine seară ne vor contrazice și va fi o nouă întâlnire pe teren neutru, dar la în curtea unui anumit candidat. Dar tocmai ăla care strigă hoții, din ce am putut noi să pricepe. Dar nu asta ar fi problema, ar fi bine ca ei să se întâlnească din nou, să spună față în față. Vă spuneam și așa, fiecare vede altceva, după ce au văzut întâlnirea, fiecare a văzut, e ca și cum te duce la un meci Steaua Dinamo, scorul e 3-0 pentru o echipă și tu spui: a, da, să știi că deja au luat cu 3-0, puteau să bată ei cu 5, da? Le-a lipsit ceva. Dar în fine. Ne întoarcem de la partea politică, nu ne scapă, ne mai scăpăm așa în porun, cum se spune, și vorbim de situația Moldovei la Bruxelles. Deci, foarte important ce s-a întâmplat ieri, de fapt nu ieri, ci astăzi este joi, da? Astăzi, Parlamentul European a ratificat la Bruxelles acordul de asociere Uniunea Europeană-Moldova, care include și un acord comercial aprofundat și comprehensiv. Acordul este fundamentul pentru cea mai puternică asociere politică și integrare economică între Uniunea Europeană și Moldova, oferind liber acces reciproc pe piață. În rezoluția care însoțește acordul, aprobată cu 529 de voturi din voturi la 96, contra și 46 de abțineri, deputații au subliniat că semnarea la 27 iunie și ratificarea acestuia nu reprezintă un obiectiv final în relațiile UE-Moldova. E o problemă.
S-a făcut acest acord, ar fi fost și culmea, era, deci era jale mare Moldova dacă nu se semna acest acord. Partea comercială ajută la acest moment Moldova, dar nu în părțile esențiale. Să știți că la momentul acesta cu exportul moldovenesc practic blocat spre Rusia, piață tradițională, moldovenii exportă, dar foarte puțin în țările UE, pentru că se pare nu sunt competitivi în acest punct de vedere. Practic România a salvat. România, așa cum o duce ea, cu creștere sau descreștere economică, nu mai discutăm acest lucru, duce în spate și o parte din Republica Moldova. E normal să se întâmple acest lucru, e sora mai mică și la acest moment e singura soluție, pentru că, atenție, și moldovenii au alegeri. Iar acolo, la acest moment, conform sondajelor, este un echilibru între, să spunem așa, rusofoni, comuniști de o parte și aripa reformatoare europeană de partea cealaltă. Dar sunt fărâmițari și acolo, și pe o parte și pe cealaltă. De fapt, după câte se spune, dacă nu se fractura Partidul Comunist la moldovenii, ar fi fost mare deranj la acest moment în Moldova, așa lucrurile mai pot evolua într-un fel sau altul. Dar, cum spuneam, acolo sunt alegeri și va fi mare jale dacă o țară care, iată, se apropie de Uniunea Europeană, o pățește în sensul ca să te trezești cu un guvern de rusofon acolo. Chiar dacă, să zicem, majoritatea ar vota cu ei. Acordul, se spune acolo, acoperă întreg teritoriul recunoscut internațional al Republicii Moldova. Și, de fapt, asta vreau să și spun, e o mare problemă și acolo. Știți că asemenea situații din Ucraina, Ucraina s-a trezit cu o Transnistrie mai mare la ea pe teritoriu, în sensul că toată zona Donetsk și toate celelalte s-au rupt, practic sunt sub altă administrație. Și din anii 90 Republica Moldova nu are Transnistria sub control. Intrăm în Uniunea Europeană sau intră Republica Moldova, dar cum? Părerea mea și rămâne ca, să spun așa, trecerea timpului să mă confirme, dacă privim legislația UE, Moldova nu va intra cu drepturi depline decât în momentul când își rezolvă litigiile teritoriale. Și cum poate să le rezolve? Asta e problema. Să lași teritoriul transnistrian să-l recunoști la ruși, nu se pune problema, nu se poate. Deci ar fi un nou pact Ribbentrop-Molotov. Pe altă parte, dacă nici ei nu ne vor recunoaște sau Rusia nu ne va lăsa niciodată să luăm acel teritoriu sub control. Și atunci, acel status quo este păgubos. Nu știu cum se va rezolva, dar cu siguranță va mai fi, e o mare problemă legată de această situație. Această știre legată de Republica Moldova și care vreau să vă spun că dacă vă uitați pe agenții, pe presă, e trecută undeva la etc., deci nu interesează foarte mult în această perioadă, ar trebui să ne pese, pentru că dacă ne pasă, la un moment dat, poate o să și rezolvăm această situație la un moment dat. Istoria ne va condamna dacă nu o facem. Cum, cred eu, se puteau rezolva aceste lucruri atunci în anii 90, când colosul rus avea mari probleme. Dar atunci colosul rus, deși avea mari probleme, era un uriaș cu picioare de lut, se baza pe foarte multe piciorușe mai mici care erau implantate în aceste țări foste satelit. Câți dintre oamenii politici, vor mai fi și acum, cine știe, dar câți dintre oamenii politici mari în perioada respectivă, și acum nu mă refer la cazurile date de presă de adversari politici, gen Ion Iliescu și alții care ar fi fost agenți sau ar fi fost cândva sau chiar la momentul când erau în funcții, Vasile Ionel și alții, să știți că erau implementați foarte mulți agenți de influență. Și nu numai, poate tot vorbim de cazuri de gen ofițeri acoperiți. Dar vreau să vă spun că unul dintre cele mai celebre cazuri, decedat, cred că prin 96-97, ceva de genul,
Este cazul generalului Nicolae Militaru, gorjan la origine, fost ministru al apărării naționale atunci în lunile de după Revoluție, cel care se face vinovat de multe crime și dacă tot judecăm pe cei care spunem că au făcut ceva în perioada comunistă, poate judecăm și crimele lui generalului Militaru atunci, în primele luni din 90. Cred că s-ar lămuri multe. Nu poți, cazul Trosca, cred că se numea ofițerul respectiv, nu poți să cheme acele trupe în fața Ministerului Național să pui tunurile pe ei. De ce? Pentru că era unitatea de elită care lupta, atenție, împotriva spionilor sovietici. Și asta era dinainte de 89. Acele trupe făcute de Ceaușescu să lupte împotriva stăpânului de la Kremlin. Și noi ce am făcut în primele zile? I-am executat pe vinovați că și-au făcut datoria. E o mare problemă acolo, dar asta este. Trecem, cum spuneam, peste acest subiect, un subiect dureros în istoria națională, niciodată lămurit cu adevărat. Și nu putem să nu privim știrile, să lămurim știrile zilei, știrile mai importante. Una dintre cele mai importante, să spunem așa, se referă la faptul că fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon, a fost eliberat condiționat din închisoare. Știți, era și parlamentar PPDD, cred că era la momentul respectiv, a fost arestat. De fapt, a avut un scor foarte bun și la alegeri, fără să aibă un partid important în spate. Iată, a trecut pe la Mititica, dar a scăpat destul de ușor, părerea mea, în condițiile în care, cred că acum vreun an a fost săltat. Iată că după numai un an și ceva, se întoarce în libertate. Ar fi culmea, bănuiesc că și-a pierdut mandatul parlamentar, că ar fi culmea să se întoarcă și sub cupola Parlamentului. Pentru că, cel puțin în cazul lui, a fost dovedită mita, așa că nu se pune problema să mai spunem altceva. Vorbeam într-o seară recent despre faptul că Sile Cămătaru, cunoscutul interlop, a fost dus din nou la Mititica, acum pentru fapte legate de industria sexului. Vreau să vă spun că ține în continuare prima pagina ziarilor cu cazurile lui. Se pare că sunt și alții implicați, inclusiv fratele unui fotbalist de la Steaua, cel puțin așa vorbește presa. Așa că e interesant de văzut acest lucru și rămâne să vedem ce se va mai întâmpla în perioada următoare. Tot acum, apropo de aceste cazuri, să știți că avem cazul acela de proxenetism și în Gorj, cel din zona Motrului, zona Gilles Roșiuța Motru, pe acolo își făcea avea cu personajul respectiv și care se spune că nu va întâmpina mari probleme așa pentru că sunt foarte mulți implicați. Oare? Vom vedea. Deocamdată e la Mititica și probabil va rămâne mult timp acolo. În același timp, pentru că tot frunzăream în format electronic știrile. Să știți că sunt în acest domeniu sunt foarte multe știri importante, dar aș mai putea spune un lucru. Nu se întâmplă, toate sunt acaparate până la urmă de această campanie electorală adusă, să spunem așa, la paroxism de ultimile 48 de ore, astăzi și mâine, și apoi avem o zi de relaș până la
până la partea cealaltă. Vreau să vă spun, vedem un titlu la acest moment pe agenții și o să vi-l prezentăm, să vă prezentăm și noi. Se spune că haos în instanțe și să vă spun de ce. Apropo de justiția noastră cea tare și multilateral dezvoltată. Un articol din codul de procedură penală care prevedea că judecătorul din camera preliminară decidea în absența procurorului și a inculpatului a fost declarat ca fiind neconstituțional. Din acest moment, procedura va fi mai greoaie, deoarece trebuie să fie prezent un procuror, iar inculpatul să fie citat. CCR a decis o perioadă de grație de 45 de zile. Deci, atenție! Până acum, judecătorul putea, deci și în absența procurorului și a inculpatului, să ia o decizie. Și știți că a fost chiar un caz în care o judecătoare era acuzată că n-ar fi informat DNA-ul, de exemplu, pe o anumită speță de acest gen și că a luat decizie pe... Iată că articolul respectiv exista. Abia acum este declarat neconstituțional. S-ar putea să fie urmare chiar acelui caz. Sunt multe altele și v-am mai semnalat și eu multe aberații în aceste coduri noi. Am așteptat atâția ani să le punem în aplicare și constatăm pe zi ce trece, că sunt tot mai proaste, care blochează, de fapt, nu ajută instanțele, pentru că, vă spuneam, și acum ajungi în, te duci în instanță și zici pe codul nou sau pe codul vechi, chiar judecătorul te întreabă la acel moment, ca să nu mai spun, încă o dată, repet, aberația aberațiilor. Deci dacă tu contești instanța, judecătorul respectiv, din diverse motive, cine judecă? Acela judecător. Nu se poate recuza judecătorul, pentru că el nu va decide niciodată chestia asta. Deci mi se pare cea mai mare aberație din justiția română la acest moment. Pentru că poate fi folosit de infractori. Și de ce vreau să vă spun asta? Să vă uitați. Acum oamenii poți sunt în general cei mai bine strânși în momentul când sunt prinși, mai ales și arestați, li se dă drumul foarte greu. Dar am văzut, inclusiv frații Cămătaru, inclusiv alți interlope la Craiova sau surprinzător de ușor, în cazul lor nu se dă arestul acela de 29 de zile sau următoarele. Sunt eliberați destul de repede față de alții. Stai și te gândești, chiar nu sunt periculoși? Sau sunt și alte explicații în spate? Uitați-vă și dumneavoastră de curiozitate când este arestat un interlop, urmăriți evoluția cazului prin intermediul presei și observați ce se întâmplă. De foarte multe ori, deci ciudat de repede sunt eliberați. De ce oare? Rămâne să ne lămurim. Viitorul premier, dacă am auzit noi bine, dacă în caz că se va confirma la vot, Tăriceanu s-a dus astăzi pe la Constanța, pe la Agigea și a încurcat podurile al nou cu al vechi. Și toată presa face mișto de el pe această situație. Acum, cinstit vorbind, ce să mai zici? Dacă încurcă borcanele, bine, și omul a ajuns la o anumită vârstă, are emoții, probabil că revine într-o funcție. Asta e. Acum mă încurcă, să zicem așa, borcanele, dar asta fiind, cum să vă zic, asta este. Ne om vedea, om trăi și om vedea ce se mai... ce s-o mai întâmpla. Apropo de știrile externe, să știți că este, am vorbit de Republica Moldova, am vorbit de Bruxelles în general în fiecare seară, să știți că pacea care încerca să se înfiripe în estul Ucrainei nu prea mai ține. Sunt lupte grele în Ucraina, în jurul Donetskului. Armistițiu este doar unul pe hârtie, nimeni nu-l mai respectă și să știți că lucrurile nu vor evolua decât în această
din nefericire decât în această direcție, sunt prea multe interese în jur. Acum am tot vorbit în aceste seri de cazul Microsoft. Ca din întâmplare, a contat pentru primul tur, erau foarte mulți implicați, în ultimile 2 săptămâni n-am mai auzit nimic. Dar pentru că e vorba de o companie mare și una care contează, practic și acest laptop și toate calculatoarele noastre funcționează datorită acestei companii, nu facem, până la urmă e prea mare ca să-i facem noi publicitate acum să fim acuzați de asta. Vreau să vă spun însă că această companie a venit săptămâna aceasta cu un anunț foarte interesant. Vi-l citesc pentru că e foarte important. De fapt, o să vedeți că noi ne-am obișnuit cu Windows-ul în ultimii ani, dar nu știam că el are deja 19 ani. Iată cum trece timpul, cum trece viața noastră până la urmă. Compania Microsoft a anunțat miercuri că a făcut un update de securitate care corectează probleme înregistrate la mai multe versiuni ale sistemului său de exploatare, Windows, vechi de 19 ani. Într-un buletin de securitate, compania avertizează că lacunele de securitate pot permite piraților să acceseze de la distanță un calculator prin intermediul unor site-uri internet concepute în acest scop și la care utilizatorul accede cu navigatorul său internet, Explorer. Utilizatorii care au activat actualizarea automată nu trebuie să ia niciun fel de măsuri, fiindcă sunt protejați automat, spune reprezentantul companiei. Dar, atenție, vulnerabilitățile sunt pentru Windows Server 2003, 2008, 2012, Vista, RT7881, echipa de cercetători de la IBM care a identificat breșa de securitate scrie într-un mesaj pe un blog că toate versiunile Windows de la Windows 95 sunt afectate și că bucata de program incriminată este veche de cel puțin 19 ani. Adică, e nevoie ca și aici să se bage bani mai mult și să avem noi programe pentru că, atenție, nu e vorba de România, nu e vorba de un calculator două. Circa 90% din computerele care funcționează azi în lume au Windows pe ele. Deci e o problemă. Dar e o problemă care poate, deci părerea mea, că ar putea fi rezolvate fără probleme. Suntem în acest moment în fața unui scandal și în energetica gorjeană până la urmă. Și anume datorită faptului că vreau să vă spun că am văzut în ultimile zile, chiar astăzi cred că am văzut pe un post concurent local managerul general al CEO care spune cât e în lună și în soare. E adevărat, se pare că CEO merge pe direcția bună la acest moment, dar probabil ne ajută mai mult mama natură decât restul. Și ni se promite să mare acusarea pentru perioada următoare. Dar, de ce sunt ceva probleme? Foarte simplu. Minerii și energeticienii primesc în aceste zile contravaloarea în bani a cotei de cărbune. Doar că cota de cărbune nu mai este cum era altădată, costa 11 milioane sau chiar 20 de milioane de lei vechi, nu mai sunt decât vreo 550 de lei, adică vreo 5 milioane jumătate. E, scandalul se pare că avea, sau cel puțin o parte din el, fac, da, domne, dar de fapt prea puțin bani. Păi bun, cota de cărbune, dacă am înțeles eu bine, e de vreo câte tone? Ca cât are drept omul? La vreo 8 tone sau ceva de 10 tone, cât are dreptul mie, care își dorește să ia cota de cărbune, da? Păi, ia să vedem cu cât costă cota, cu cât vinde, apropo de contractul cu sârbii, cu cât vinde CEO acest cărbune. Așa poate să-l dea și la mine. Deci nu văd o problemă aici, deci înmulțit cu ăsta și vedeți că este suma respectivă. Deci nu văd unde ar fi problema. Cel puțin nu văd. Cum și la foștii salariați au și ei dreptul, din câte știu, la o cotă de cărbune de 2 tone, cred,
la pe deci sau la banii respectivi, dar nu s-a mai dat cred că de prin 2012, 2013, ceva de gen. Dar ce vreau să vă spun, ăsta e un scandal până la urmă tot de campanie, în sensul că nu cred. Deci nu e o problemă în sensul că atât costă cărbunele la acest moment. Dar încă o chestie, știți de scandalul de la sindicate, se vorbea de un sindicat, se încerca majoritar, nu s-a reușit, există în continuare interese divergente, dar atenție, și avem nou sindicat Solidaritate anunțat, liderul unuia dintre aceste sindicate a spus, tot federațiile vor negocia următorul contract. Deci, contract de muncă pentru acest lucru. Și mai aflăm un lucru foarte important, CEO trece la program mai mare de 6-7 zile, sau se cere acest lucru, dovadă că sunt comenzi, se va lucra, asta e foarte bine, dacă e nevoie de cărbune. Apropo de știrile, pentru că am trecut în Gorj, practic, cu acest subiect, trebuie să remarcăm faptul că se întâmplă și alte lucruri importante în Gorj, printre altele, dar toate legate tot de, dacă vă uitați, sunt legate tot de campania electorală. Aflăm însă în domeniul sportului niște probleme. Salarii restante la minerul Motru, acționarii se ceartă pe acest lucru. Vreau să vă spun însă altceva și îmi propusasem, deși n-am mai reușit să-l fac, vreau să vă spun că această săptămână, așa cum vă anunțam acum vreo două seri, este săptămâna balului bobocilor în liceele cu pretenții din Târgu Jiu și din Gorj. A fost Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, a fost Colegiul Economic Virgil Magiaru, a fost Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Spiru Haret, Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru, astă seară, și tot așa Liceul de la Mătăsari și sunt și alte, deci și de fiecare dată au venit sau vin nume mari pe banii, cred că pe bani mulți. Ar fi de discutat, intrările sunt de la 15 lei la 50 de lei la liceele cu pretenții. Deci, deja o intrare de 50 de lei e ceva ca sumă, nu o să spun liceul ăla, dar probabil că bănuiți unde sunt copiii cu cei mai mulți bani, cu părinții cu cei mai mulți bani. Dar aș vrea să vă spun un alt lucru, o impresie. O părere, am participat la cel de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, să știți că a fost un spectacol în sine, cu foarte multe momente, cu o regie bună, făcut de artiști profesioniști, a fost implicat și de la Teatru Elvira Godeanu, s-a făcut o întreagă regie pe această temă. Însă, un lucru este, aș putea spune, un atribut al generației actuale, preferința pentru artiștii generației, într-adevăr, auzim pe radio, se caută, dar artiști care nu spun nimic. De exemplu, mi-a lăsat, apropo de Ruby, invitată la acel spectacol la care am participat, a fost prin topuri, până acum nu cred că în momentul de față are o piesă în topuri, a cântat câteva din melodiile ei și la un moment dat spunea și ăsta, eu aș mai cânta, dar nu mai am melodii. Deci la un artist care vine într-un spectacol, indiferent că vine pe 5 lei sau pe nu știu ce sumă, asta e jenant. Deci să n-ai măcar un 5, 6, 10 piese și ești deja muzică de câțiva ani, este jenant. Dar să știți că nu-i cazul numai la ea, sunt și alți artiști de acest gen. Și nu e deloc în regulă acest lucru. Apropo de asta, salutăm totuși o altă idee. E o idee care s-a concretizat de mai mult timp la cei de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu. O
refacerea atmosferei din perioada de început de secol 20 și asta este foarte, este foarte interesantă din această idee, mi se pare destul de interesantă din acest punct de vedere. Mi se mai întâmplă și mie, am lăsat telefonul cu sonor, fără să-mi dau seama de acest lucru. O să vă citesc, după ce cel care sună o să înceteze apelul, o să vă citesc și două SMS-uri referitoare la subiectele din această seară. Deci mai întâi să ne conformăm cu sonorul și apoi, bineînțeles că cel care încearcă să sună nu renunță și nu se pot vedea mesajele până atunci. Dar, apropo de subiectele din această zi, trebuie să mai remarcăm un lucru. N-am vorbit de mult de partea economică. Vreau să vă spun că una din veștile bune, de regulă în campania electorală, leu începe să se deprecieze și să crească cursul. Vreau să vă spun că și anul acesta s-a întâmplat puțin la fel o anumită perioadă, dar după aceea lucrurile s-au normalizat, iar acum putem să vă dăm o veste, și anume a început să crească chiar, deci leu a început din nou să ia avânt. Moneda națională s-a apreciat în fața dolarului american, cursul oficial de astăzi fiind mai sus 3,55. Bineînțeles, e și stabil față de franc, nu mai vorbesc că e în creștere și față de euro, dar de fapt alt lucru vreau să vă spun. O veste bună pe cei care au avut nefericirea să ia acele credite în franci elvețieni, și anume, e o veste bună, spuneam, în sensul că pot să-și plătească creditele de acum la un curs asemănător cu momentul când au luat ei acele credite. Știți că aveau o problemă, că nu puteau să plătească la un moment dat, au dat în judecată prin procese, de fapt tribunalele sunt pline din acest punct de vedere cu procese de acest gen. Sunt vești bune până la urmă, în sensul că oamenii pot să scape de acele credite pe care până la urmă a fost și vina celor care au oferit aceste credite. Vreau să vă dau însă o veste mai puțin bună pentru alții, pentru noi ne afectează prea puțin, și anume, dacă leu începe să crească din nou, în cazul lirei sterline se întâmplă un lucru. Avem colegii de la Capital au un material extrem de interesant pe această direcție. Cotația monedei britanice față de dolar la cel mai redus nivel din ultimile 14 luni. Știți, e vorba de englezi care cam merg pe lângă Uniunea Europeană așa. Ar cam vrea, bar mai sta, bar pleca și toate așa. Lira sterlină s-a depreciat joi la cel mai redus nivel față de dolarul american din ultimile 14 luni. Investitorii anticipând că Banca Angliei va lua o măsură pentru că nu se mai poate așa. Deci avem un nivel record de jos al monedei britanice și acum nu se știe ce se va întâmpla, dar vreau să vă spun un lucru. Englezii de aia au moneda aceea de care sunt foarte mândri și care e mult mai sus decât euro și nu vor să renunțe la ea, dar pe parcurs vor trebui să meargă într-o direcție sau alta, pentru că altfel nu se pune problema. Mergând apropo de știrile din acest moment, trebuie să spunem că, apropo de știrile europene, că 5 mari bănci amendate cu 2 miliarde de lire sterline
pentru fraudarea pieței valutare mondiale. Iată că se mai întâmplă și pe la case mai mari asemenea lucruri și măsurile n-au întârziat să apară din partea autorităților. Vorbeam de știrile importante din acest moment. Să știți că sunt subiecte și de alt tip, care nu sunt atinse neapărat în presă, sau nu neapărat în presa, în presa obișnuită, pe agenții. Se vorbește destul de puțin de aceste lucruri. Vreau să vă spun că după ce a trecut prin cea mai mare criză pe care au putut traversa, cea mai afectată țară din Europa, e vorba de Grecia, Grecia a ajuns acum, e o știre care apare, am văzut-o astăzi pe presa străină, rata șomajului din Grecia a scăzut la cel mai redus nivel din ultimii 2 ani. Iată că sunt perspective îmbucurătoare și pe plan european, că lucrurile se vor mai îndrepta din acest punct de vedere. Dar pentru că vorbeam de, să zicem așa, cele mai importante știri ale zilei, vă mai aduceți aminte de primarul de Vâlcea, Mircea Gutău? Știți că a făcut vreo 4 ani pe la Mititica. În ultimile minute a apărut o știre pe agenții, conform căreia Mircea Gutău a câștigat procesul cu DNA și interdicția de a candida la o funcție publică i-a fost ridicată. De fapt, din martie 2015, Gutău poate candida din nou. De ce e important acest lucru? Știți că Gutău a câștigat chiar în momentul când avea dosare, era cercetat, era judecat pentru asta și a câștigat alegerile la Vâlcea. Ceea ce înseamnă că cetățenii îl percep altfel decât l-a perceput instanța, dar în același timp cred că se mai întâmplă un alt lucru. Noi românii încă votăm mai mult cu inima decât cu rațiunea, indiferent la ce vot ar fi. Cum spuneam, ne apropiem vertiginos de turul 2 al alegerilor, alegeri cruciale pentru România. Duminică vom merge la vot, la fel ca în primul tur, de la 7 dimineața la 9 seara. Se anticipează un nivel record al participării, adică undeva, deci ultimile sondaje spun că vom ajunge undeva la 60%, asta va fi și în funcție de ce va hotărâ diaspora, câți vor participa. Se așteaptă și de acolo câteva sute de mii de voturi importante. Din ce am văzut, s-au luat câteva măsuri, ce se încearcă acum sunt doar forțări puțin ale legislației, pentru că știți cum este, toată lumea e de acord că n-a fost în regulă ce s-a întâmplat acum în turul întâi cu numărul secțiilor de votare. Dar legislația este clară, deci nu se modifică listele electorale. Păi dacă nu se modifică listele electorale, cum poți face noi secții? Trebuie să arondezi pe unii la cealaltă secție, dacă s-ar mai face. Și asta e valabilă și în țară, nu numai în exterior. Cum în țară nu umblăm la numărul de secții de votare, culmea că nici nu o cere nimeni, cred că asta ar fi răspunsul și pentru exterior, mai ales că n-am făcut-o nici în 2004, n-am făcut-o nici în 2009. De ce trebuie să o facem neapărat în 2014? Dar asta e altă problemă, vă spuneam, e bine că se termină aceste alegeri, această campanie care ne-a epuizat pe toți. De fapt, e a doua perioadă de alegeri la nivelul acestui an. Vreau să vă spun că n-am înțeles acum de ce se încurajează o altă problemă, și anume aceea a votului pe liste. Și mă întorc la situația studenților.
Studenții știți că au făcut tărăboi, că vezi, Doamne, de ce li s-a dat lor liber vineri, adică mâine și luni. Bine, înțeles, logic, și eu bănuiesc că ei au făcut gălăgia aceasta din rațiunea că doreau să învețe, să se pregătească, să rupă nori în aceste două zile. Bine, nu i-a trimis nimeni din București sau din altă parte să voteze acasă, dar probabil mai doreau să-și vadă și părinții. Sau nu. Dar, trecut peste asta, de ce trebuie să votăm noi pe listele speciale în momentul când putem să votăm foarte simplu la localitățile de domiciliu? A, e o problemă, cum spuneam, foarte mulți nu locuiesc în localitățile de domiciliu din cauza legislației prostești din România. Deci, dragi și, să zicem, cei care vă aflați în funcții la acest moment, dragi foști tovarăși, actual domni, modificați legea ca să se poată omul să-și facă buletinul în localitatea respectivă. N-am mai avea atât de mari surprize. Acestea fiind spuse, eu vă urez să participați la vot duminică, să o faceți să votați așa cum vă dictează conștiința. Ne întâlnim luni ca să dezbatem rezultatul alegerilor și vedem care vor fi știrile zilei. Mulțumesc pentru atenție, o seară bună!